Sunt Otto de la Mier TV și astăzi este duminică, fraților. Este ultima zi din a patra săptămână de dietă din 2020. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Acum sunt la țară și mă pregătesc să o duc pe maică-mea la Călimănești să vă servească cu miere. Iar apoi eu mă voi duce la blog să mă cântăresc și să editez vlogul acesta. Până atunci vă las să vedeți ce am mâncat săptămâna aceasta, pentru că au fost o grămadă de prostii. Oh, fiu, nu mai prefer nimic, să mai ales o pană. Pană? Un ful, frate, de la mare, de pui de două luni, nu. Wow! Nu mai vrem aripioare. Nu mai vrem. Și am început a patra săptămână de slăbire, fraților, cu o portocală stoarsă, am completat cu apă până sus și am adăugat o lingură mare de miere. Apoi urmează să mănânc. La fel, întâi avem ciorbă de porc și ardeiuți din oțet. De porc e ciorba? De porc e, nu? Da. Wow, ce bine arată. Avem aici felul 2, castraveți murați și tocănițe de cartofi și bineînțeles niște cârnați prăjiți. Abia aștept să mă... În seara asta avem același meniu, ciorbă de porc. Mai că am mai pus și o lingură de smântână și ardei din ăsta de la oțet. Din oțet. Abia aștept să mănânc, e foarte, foarte foame și e ora 8 deja seara. A doua masă pe ziua de azi, avem aici tocăniță de cartofi cu cârnați și cu castraveți murați, exact ce am mâncat și ieri. Și la a treia masă o să mănânc o portocală sau două. Exact la fel am mâncat și ieri, însă ieri am mâncat și ciorba și felul 2 una după alta, o singură masă principală, nu am mai împărțit-o în două mese și am mai mâncat apoi două portocale. Astăzi am mâncat la ora 8 ciorba, acum este ora 12 noapte, mănânc felul 2 și probabil că pe la 2-3 noaptea o să mănânc două portocale. Nu contează ora la care mâncați. Nu contează câte mese mâncați, contează să vă încadrați numărul de calorii și ca mâncarea să fie cât mai calitativă, bogată în nutrienți. A treia seară la rând, avem aici ciorbă de porc, la fel ca și ieri, la fel ca și alaltă ieri, cu ardei iuți. E ora 11 seara, acum, după 2 ore după ce am mâncat ciorbița, am aici 4 sarmale, cu omăligă și puțină smântână și cu ardei iute. A doua masă.
și mâine aici. Iar weekendul viitor vom fi la Târgul Jiu, la Târgul Apicol, de vineri. Vineri, sâmbătă și duminică, săptămâna viitoare. Un weekend frumos vă doresc tuturor. Vă salut, mai bine. Ciao. Haideți să vedem care este forma mea. Că am scris și aici 118 kg, asta înseamnă că am slăbit 1,7 kg, fraților, nu vine să cred. Este foarte, foarte bine, ținând cont că am mâncat foarte multe lucruri și am băut și sucuri. Sucurile nu prea le-am filmat, dar am băut vreo 5-6 pahari de suc săptămâna aceasta. Aici e un pic decalat pentru că la mine săptămâna 1 este săptămâna de unde am plecat și am decalat apoi câte o săptămână tot progresul. Însă să știți că totul este adevărat, fără mișmașuri, fără să înșelăm lumea. Pentru că atâta timp cât eu mă cântăresc în fiecare săptămână, fără niciun delay, fără nicio întârziere, voi veți ști exact câte kilograme am în fiecare săptămână și nu am cum să vă fraieresc, nu am cum să fac nicio șmecherie. Așa că dacă sunteți noi pe canalul acesta, urmăriți-mă, vedeți ceva adevărat, să vedeți o transformare și o recompoziție corporală foarte, foarte adevărată, fără niciun fel de minciună. Bum. Haideți că m-am îmbrăcat pentru că sunt transpirat și nu vreau să mă doare spatele apoi. Surprinzător, de ce vă zic surprinzător? Pentru că eu mă cântăresc în fiecare zi și vreau să vă spun că după ce am mâncat duminică acele fast food-uri, am făcut clipul special pentru voi, McDonald's vs. KFC, și am mâncat foarte, foarte multe calorii. Vreau să vă spun că nu m-am îngrășat foarte tare, am luat foarte puțin în greutate, a doua zi au dispărut de kilogramele. Problema a fost joi, dacă nu mă înșel, când am mâncat pastele acelea, am făcut o pungă întreagă de 500 de grame, eram eu cu cineva și majoritatea le-am mâncat eu, am mâncat 3 porții de paste foarte, foarte mari și pastele acelea m-au tras foarte mult în jos, pentru că a doua zi, vineri, de dimineață aveam deja 1,7 kg. Dacă joi aveam 118 kg, vineri deja aveam 119,7, exact ca săptămâna trecută, și practic nu făcusem niciun progres. M-am panicat un pic, dar a fost ok, după aia am reușit să mănânc mai lejer. Însă azi noapte iarăși am avut o chestie, am băut 2 pahare mari de cola și am mai mâncat un sandwich cu cașcaval, cu pâine și cu unt, ceea ce e foarte, foarte nasol, foarte multe grăsime acolo. Însă se pare că nu s-au cunoscut, sau mă rog, am slăbit foarte bine și lucrul acesta mă încântă și mă încurajează să merg mai departe. Vreau să vă motivez și pe voi, fraților, dacă vă uitați la mine, vreau să înțelegeți că acest proces de slăbire este unul de termen, pe termen lung, și atunci trebuie să mai mănânci și anumite lucruri care îți fac poftă.
pentru că altfel nu vei rezista să ții regimul foarte multe luni. Important este totuși să-ți asculți corpul dacă vezi că te simți slăbit, dacă vezi că ai pofte foarte mari, să-ți mai acorzi o zi mai lejeră și să mănânci mai mult sau să mănânci ceea ce se face ție. Chiar dacă nu este de dietă, altfel riști să îți bași piciorul în tot și în toată dieta și să nu mai continui. Și lucrul acesta este foarte, foarte rău. Dacă sunteți cu mine, vreau să ne arătați puțină iubire în comentarii, vreau să lăsați comentarii de încurajare, pentru că și eu sunt alături de voi să-mi spuneți dacă vreți să slăbiți și așa mai departe. Vorbim acolo foarte multe chestii dacă sunteți interesați să vorbiți cu mine. Săptămâna aceasta am fost la sală de 4 ori, nu am reușit să merg pe jos tot timpul pentru că în anumite zile a și plouat. Însă m-am stat mai mult în sală, am stat aproximativ 2 ore, eu care stăteam maxim o oră. Acum am încercat să stau mai mult, am adăugat și niște exerciții de HIIT și la sfârșitul antrenamentului, bineînțeles, câte 3-4 serii. Și chestia asta m-a făcut să ard poate mai multe calorii, nu știu, mi-a mărit un pic rata metabolică a organismului. Eu mă simt foarte bine oricum, am reușit să slăbesc destul de mult, am plecat de la 126 de kilograme acum în iarnă, acum 4 săptămâni și am ajuns la 118, asta înseamnă că am slăbit 8 kilograme. Mai am încă 2 kilograme să ajung la 30 de kilograme slăbite, pe care le-am reușit anul trecut. Anul trecut, în 6 luni, am reușit să slăbesc 30 de kilograme, însă în iarnă m-am îngrășat 10-12 kilograme și acum, din ianuarie, am început să iau de la capăt cu slăbitul. Trebuie să ajungem la 50 de kilograme slăbite, fraților, așa că am nevoie de suportul vostru. Dați comentarii, dați like-uri dacă v-a plăcut acest clip, pentru că pe mine mă ajută foarte mult să-mi crească ratingul la clipuri și clipurile mele să fie recomandate la cât mai multă lume, pentru că trebuie să vadă mai mulți oameni ceea ce fac eu aici. Nu este un lucru ușor, este un lucru foarte, foarte greu, însă împreună ne putem ambiționa, ne putem motiva, pentru că asta este cheia succesului. Atâta timp cât reușești să te motivești, să-ți impui psihic un lucru, nimic nu te poate da înapoi. Dacă sunteți fani ai mâncatului, vedeți că am început să fac clipuri și cu mâncat. Oto Mănâncă se numește playlistul, acolo vedeți toate clipurile pe care le-am făcut până acum și care vor urma în continuare. Am mai creat un playlist Oto Se Joacă, însă am decât un singur joc. Avem playlist-uri și de la târguri, dacă vreți să vedeți produsele apicole 100% naturale, produse de firma mea, Miere TVO. Eu voi continua să fac clipuri în fiecare săptămână până când voi reuși să slăbesc cele 50 de kilograme. Așa că nu uitați, fraților, să faceți mișcare, să mâncați sănătos și să consumați produse apicole, pentru că sunt foarte importante pentru sănătatea voastră. Până data viitoare, eu sunt Oto, v-am pupat, ciao! I'm a simple